La nivelul județului Buzău a fost confirmat prin buletine de analiză boala limbii albastre transmisă printr-un de insecte infectate cu un virus. La nivelul județului, boala a fost confirmată în 6 unități administrativ-teritoriale: Beceni, Sărulești, Bisoca, Vintilă Vodă, Buda și Valea Salciei. Motiv pentru care noi, în calitate de autorități județene, știm exact ce avem de făcut. Am stabilit foarte bine un plan de acțiuni, un plan de contingență la nivelul județului Buzău. De asemenea, au fost prelevate probe și de la animalele din comunele apropiate, acolo unde a fost descoperită boala, au fost prelevate probe. Există la acest moment doar o suspiciune, să dea Dumnezeu să nu existe boala pe fond. Despre câte animale este vorba exact? Da, despre 33 la acest moment de bovine și 10 ovine. Ce este foarte important, boala nu se transmite la om, boala nu se transmite de la animal la animal. Este foarte important ca populația județului Buzău să știe acest lucru, să nu intre în panică. Conform planului stabilit în grupul de experți, urmează în cel mai scurt timp să se facă dezinsecție în zonele stabilite. S-a stabilit care va fi cuantumul despăgubirilor pentru proprietarii acestor animale bolnave Da, și când vor fi. conform procedurilor de lucru ale Uniunii Europene și ale României, toți proprietarii de animale vor fi despăgubiți la prețul pieței. Doar pentru animal Nu sau? și pentru pagube colaterale. Mă refer aici la lucernă, la fân, dacă se constată că insectele respective au stat și în fân, în lucernă. Cum am spus și mai devreme, suntem foarte bine organizați. Există medici veterinari care în permanență supraveghează, monitorizează zona în vederea prevenirii acestei boli, chiar și combaterea ei. Animalele urmează să fie incinerate? Da, la acest moment există un plan de măsuri, cum v-am spus, stabilit încă de ieri de grupul de experți din cadrul ANSVA-ului, un plan foarte clar, iar măsurile vă vor fi anunțate. Și vis-a-vis de animalele pe care nu se duc să la prezentarea vis-a-vis de boală. Vă aducem la cunoștință, deși v-am adus și prin adrese scrise și telefonic, ce se întâmplă cu această boală de Bluetongue descoperită pe raza județului Buzău. Mesajul pe care dumneavoastră trebuie să-l transmiteți către populație este că această boală nu se transmite la om, nu se transmite de la animal la animal. Voi prezenta câteva date generale despre Buzău acum câteva zile și din acel moment s-au luat toate măsurile pentru. Boala este specifică rumegătoarelor, deci sunt afectate oile, caprele, bovinele și, bineînțeles, și animalele sălbatice, respectiv capra, cerbul. Ca o metodă de prevenție trebuie să înțeleagă populația, sau cea mai bună metodă de prevenție ar fi curățarea acelui gunoi de grajd care este tratat fiecare proprietar de animale lângă gospodărie, deci izolarea lui, curățarea mecanică a acelui gunoi de graj și aspersarea cu substanțe insecticide. De ce insecticide? Pentru că trebuie combătuți, în primul rând, acei culicoizi. Acele aspersări se pot face, bineînțeles, și pe animal, tot în ideea ca acea insectă hematofagă, acel culicoid să nu sugă sângele, să transmită boala. Vis-a-vis de alte măsuri de prevenție generale, acele măsuri se vor stabili astăzi, în cursul zilei de astăzi, la Centrul Național de Combatere a Bolilor. Trebuie să înțelegem însă că focar de boală, sau în fine, discutăm de focar ca și gospodărie. Deci dacă un animal într-o gospodărie este bolnav, spunem că avem acolo un focar. Deci nu luăm localitatea. Focarul reprezintă, de fapt, și de drept, gospodăria respectivă.
Și la acest moment avem numai pe exploatații individuale. Da, nu avem, deci nu sunt afectate fermele. Bineînțeles că toate fermele au fost înștiințate vis-a-vis de modul că a apărut această boală, de evoluție și de măsurile care trebuie să aplicate. Să cadă fânul astea, restă, intră în stabulație. Nu ții doar la căruță. E bine, după aceea nu mai sunt. Au și tractoare. Dar și mai sunt drumurile astea de numai căruță. Au și tractoare. Bă, dar sărea ca nici nu dă apă. Poate i s-a umflat aia, mă. Dar nu bem, mă, sărea. Nu poate, mă. Gata. Cum este? Eu nu văd eu de aici. Are pete albastre. Da, mai jos acolo are pete. Mai jos se vede. Dacă cascăm gura așa, mai jos aici. Tu mai aici. Uitați, aici are ceva. Hai, lasă-ți, nu mai gândi.